M-am uitat prin colecția mea de make-up și mi-am dat seama că sunt anumite produse pe care, deși eu le folosesc, nu prea vi le-am mai arătat aici pe YouTube. Ideea videoclipului a plecat, de fapt, de la două palete cu farduri, două palete care îmi plac foarte mult, care fac o treabă excelentă și, bonus, chiar sunt în nuanțe tomnatice, cum le spunem noi, au prin ele auriu, arămiu, vișiniu, nuanțe de genul acesta, diverse nuanțe de maro, ciocolatiu, care merg cumva cu sezonul în care ne aflăm. Și pornind de la aceste două palete, care, apropo, sunt din zona de supermarket, am ales alte produse, tot din zona de supermarket, pe care nu prea vi le-am mai arătat aici pe YouTube. Gata, ăsta a fost intro-ul, sper că m-am făcut înțeleasă. Haideți să trecem la acest tutorial, Get Ready With Me, să vedem ce machiaj de toamnă ne iese. Cred că cel mai scump produs dintre toate pe care le am ar fi fondul de ten de la Seventeen, dar vreau să-l folosesc pentru că l-am folosit o singură dată și am promis că revin la el și că o să vi-l arăt din nou printr-un clip, așa că o să-l folosesc pe el. Este în nuanța 02, o nuanță închisă pentru mine, într-adevăr, dar asta este, o să-l folosesc, o să vin cu o pudră pe deasupra și sigur situația o să stea mai bine. Am folosit videoclipul acesta într-un tutorial, i-am făcut un fel de review, am stat cu el mai multe ore, vă las link pe ecran. Aș zice că este un dupe pentru Fenty Beauty, un înlocuitor, un fond de ten care se aseamănă cu cel de la Fenty Beauty, dar nu unul la unul, adică nu este chiar același lucru, dar după descriere, dacă e să mai iau după descriere, fondul acesta de la Seventeen, care se numește, apropo, Skin Perfect Foundation, fondul acesta de ten cumva seamănă foarte mult din punct de vedere al descrierii cu cel de la Fenty Beauty. Ca formulă, textură și tot ce ține efectiv de produsul în sine, nu sunt unul la unul și încă nu știu dacă Fenty Beauty are cu adevărat un dupe în zona de drugstore, de supermarket, dar să zic că Seventeen se apropie cel mai mult, cel puțin din experiența mea, se apropie cel mai mult de Fenty Beauty. Partea mai puțin plăcută, sau cel puțin pentru mine, asta este experiența mea, nu mi se pare buildable, adică odată ce l-ai aplicat, el s-a fixat și vedeți că mai am pe mână fond de ten. Dacă aș vrea să-l aplic pe ăsta în continuare, mi-aș încărca prea mult tenul și nu o să arate foarte bine. Când am făcut review-ul, am făcut chestia asta, am aplicat două straturi și mi-am dat ulterior seama că n-am făcut bine și că mai bine e să aplic un strat un pic mai generos și să întind, să blenduiesc și aia e. Păi cam asta am făcut. Am aplicat un strat un pic mai generos, am întins, am blenduit. Trec la... Să și vorbesc, să întind și fondul de ten. Trec la... Foarte complicat. Extrem de complicat. Gata, trec la corector. Asta vreau să zic, că mă tot întind pe aici și mă tot bâlbâi. Ar trebui să-mi șterg și... fondul de ten de pe mână. Apropo, o să încerc să las în descriere lista completă cu produsele și link-uri, dar nu garantez că o să găsesc toate produsele, dau aici în decor șervețelul, nu garantez că o să găsesc toate produsele în online, dar vă las lista. Corector, de la Maybelline Age Rewind, ultra mega cunoscutul, lăudatul Age Rewind, care într-adevăr își merită, zic eu, faima, pentru că este un corector destul de bun. Îl am eu în nuanța light și fondul de ten, cred că am zis, nuanța 02. Burețelul este cel de la Cupio. Iau pudra de la Flormar, pudra aceasta liberă, Invisible Loose Powder, este cea transparentă. Așa se spune transparentă, dar ea este albă, doar că pe față nu se vede albă. Și este o pudră matifiantă și o folosesc pentru a fixa. Pun în capac, ambalajul nu e cel mai fericit, dar nu contează, mă descurc. Pun în capac și o să întind pe toată fața, tot cu burețelul, și presez foarte bine. Dacă aveți un ten uscat, v-aș recomanda să nu veniți cu astfel de pudră, eventual cu o pudră compactă, să treceți așa ușor pe toată fața, și o pudră compactă cu efect de luminozitate, nu una matifiantă, pentru că nu cred că vă doriți un astfel de look. Dacă vă doriți un astfel de look, ok, nicio problemă. Mă opresc aici cu machiajul feței, se vede că între față și gât există o diferență, dar la final o să vin cu burețelul, cu o pensulă și o să uniformizez totul, astfel încât trecerea să nu fie foarte, foarte bruscă.
Machiajul ochilor, ce folosesc, ce palete am redescoperit între ghilimele, Rimmel London Magnify Spice Edition și NYX Cosmic Metals. Ambele palete îmi plac foarte mult, sunt de calitate, arată bine, se comportă frumos, nuanțele sunt perfecte pentru toamnă, bine, sunt perfecte tot timpul anului, dar sunt nuanțe oarecum toamnatice. În paleta de la Rimmel aveți farduri mate, sidefate, în paleta de la NYX doar farduri sidefate metalice. Încep cu paleta de la Rimmel pentru că vreau să-mi aplic ceva mat mai întâi, mă uit după pensula de blending. O să iau nuanța asta super deschisă de aici. O să las eu mai bine pe ecran exact ce nuanță folosesc din paletă și o să o aplic pe toată pleoapa ca o bază. Nu insist foarte mult, doar șterg cumva cu pensula pleoapa și urc ușor spre arcadă. Asta este o pensulă de la Real Techniques, apropo. Bun, trec la pensula de la Oriflame și o să iau de aici... Da, să mă uit și în paleta de la NYX. Cred că merg pe mov, pentru că în paleta de la Rimmel London este un mov mat, mai închis cei drept, dar merge cu movul din paleta NYX, care este sidefat, metalic. Și cred că asta o să fac. Sunt niște movuri la care nu sunt alergică și vreau să le folosesc. Deci am luat pe pensula de blending, movul acela mat din paleta Rimmel London. Apropo, la Rimmel London au apărut niște palete noi, una cu movuri, cu diverse nuanțe de mov, una colorată, una cu nuanțe de vișiniu, ceva de genul acesta, vișiniu roz fucsia, aceea mi-a plăcut foarte mult, se numește Crimson Palette, dacă nu mă înșel. O să vă las în descriere un link către pagina lor de Instagram unde au postat fotografia respectivă și am văzut paletele în supermarket, dar nu erau testere, dar am văzut paletele și într-adevăr arată foarte, foarte bine și eu zic că la Rimmel London găsiți palete foarte bune. Dacă nu vreți să dați foarte mulți bani, vă recomand să vă îndreptați spre, și vreți o paletă, să vă îndreptați spre Rimmel London pentru că au foarte multe combinații și cumva sunt... niște înlocuitoare foarte bune pentru paletele Urban Decay, pentru Naked Heat. Cei de la Urban Decay or să lanseze acum un alt Naked, dar nu știu cum se numește, Naked Sherry, parcă tot așa, nuanțe de vișiniu. Acum o să combin pe pensulă movul cu nuanța inițială pe care am aplicat-o pe toată pleoapa și trec cu ea aici sus, de la pliu în sus, spre arcadă și blenduiesc. M-am dus foarte mult cu fardul sus, dar nu-i problemă că la final o să curăț. Iau pensula asta care este tot de blending, doar că este mai micuță. O am din paleta Fab 5, din paleta, din cutia, din beauty box-ul Fab 5, în fine, vorbesc prostii. Și cu ea intru fix în zona pliului, nu închid ochiul, da? Țin ochiul deschis și mă uit drept la mine în oglindă. Și concentrez fix aici în pliu movul acesta, cumva pentru a defini pliul ochiului. Aș aplica fardul de la NYX din paletă peste o bază cremoasă ca să fie mai intens. Să vedem ce am luat aici cu mine. Am luat ceva, dar nu știu dacă se potrivește. Am luat un creion tot de la NYX. Un creion care acum vreo câțiva ani era mega, mega lăudat. Haideți să vi-l arăt măcar, chiar dacă nu-l folosesc. Este vorba despre Jumbo Eye Pencil. Eu îl am în nuanța 619 Rust, dar nuanța Milk, albul acela exact așa lăptos, că de-aia îi se spunea și Milk, acela era super, super faimos. O să încerc totuși să-l folosesc pe el, pe pleoapă și peste el să vin cu mov. Dar nu insist, că movul acela este cu un subton mai rece, cum este și cel din pliu. Și ăsta, nuanța Rust, este într-un subton mai cald. Și cred că nu o să meargă prea bine împreună, așa că nu exagerez cu creionul ăsta. Dar un pic, așa cât să fie mai intens fardul, pe care oricum o să-l aplic cu o pensulă umedă. Vi-l arăt imediat și vi-l arăt așa mai de aproape. Este movul ăsta de aici, da? E mov. Ok, mi se pare că sunt așa super împrăștiată în clipul ăsta.
Nu mă uit la voi, mă uit la pensule, mă uit la farduri. Dar cu voi vorbesc, nu cu altcineva. Am găsit, e pensula de la Kilis. Iau fard pe pensulă. Bine, aș putea să vin și cu, cu vișiniul ăsta, cu grenaul ăsta, de fapt. Dar nu ar merge, de fapt ar merge cu movul din pliu, dar nu. Vreau movul si de fapt. Dau la o parte ce mai am pe aici și tot de la NYX am spray-ul acesta care este de fapt un primer. Dar eu nu-l folosesc, îl folosesc așa, pentru a umezi pensulele la diverse chestii sau burețelul, dar nu mi-l aplic direct pe față, că nu mă înțeleg bine cu el. Și doar presez, nu fac mișcări de du-te vino, doar presez ușor, ușor, că fiind umezit, se va prinde foarte bine de, și de fardul cremos. Hai să-mi iau așa, mai de aproape, să mă văd, să-mi iau oglinda mică. Am făcut și puțin zoom ca să vedeți mai bine ce fac la ochi. Nuanțele astea de mov, eu zic că merg foarte bine acum toamna. Merg bine tot timpul anului. Mie îmi plac nuanțele de mov, că sunt mai reci, că sunt mai calde. Ador să mă dau cu mov la ochi. Asta pentru că am ochii căprui, verzi căprui și dacă folosesc astfel de nuanțe, par mai degrabă verzi decât crăpui, decât căprui. Și mi-aș fi dorit să fie avut ochii verzi, dar nu i-am verzi, i-am așa combinați. Și da, nu mai știu ce ziceam, că m-am bâlbâit cu căprui. Da, nuanțele de mov. Merg acum toamna, merg mereu, depinde ce vă place să purtați la ochi. N-am mers pe arămiu, cum probabil vă gândeați, am mers pe mov. Ah, da, și uitați că arată super bine și se vede frumos, frumos la ochi. Acum o să mă întorc la pensula asta de la... Nu știu de unde este. Cum se... Exposed. Ok. Din cutia Fab 5 și cu ea doar trec prin pliu, fără să mai au fard, doar trec pentru a curăța mai mult fardul și de fapt care a urcat acolo. Și acum vin și jos. Cu tot cu movul ăla, dar cât a rămas așa pe pensulă, nu... Nu mai iau, deocamdată nu mai iau. Pe o pensulă tot așa plată, dar mai micuță, asta este de la Real Techniques. Nu prea văd ce fac, este departe oglinda mare de mine. Și dacă o iau pe cea mică, se pune focusul pe ea și nu mai mă vedeți pe mine, că mai devreme cred că așa a fost. Dar am luat fardul mov, da? Nu mai uit pensula și trec cu el aici jos, peste cel mov mat. Și la final vin iar cu pensula asta mică de blending și trec peste zona asta. Hai că nu arată bine acum, arăt rău pentru că mi-a picat fard pe aici. Nu foarte mult totuși, nu e foarte mult fard. O să curăț și o să arăt. Ok. Pensula. Pensula de la Kilis, curăț cu ea tot ce a picat. O dau în mână ca să o scutur, că n-am nimic aici pe mână. Tot ce a picat, pudra, rezidul de pudră de mai devreme, curăț cu ea tot. De obicei curăț cu asta Evantai de la Eco Tools, pentru că e ca o măturică și vin cu ea așa pe toată fața, dar mai schimb uneori. Trec la contur și m-a întrebat cineva, pentru că am pus paleta asta pe Insta Stories la un moment dat, m-a întrebat cineva, apropo, e paleta de contur de la Wet n Wild, m-a întrebat cineva la ce folosesc pudra asta deschisă, pentru că am ajuns la tăviță. Iau cu burețelul umed sau cu un burețel, un puf din acela de pudră uscat, iau așa pudră de aici, nu foarte multă, și trec pe sub ochi. În felul acesta curăț. Dacă am greșit aici la fard, curăț cu ea. Sunt persoane care folosesc concealer, dar pentru că am aplicat pudră pe toată fața, parcă nu-mi vine să aplic peste toată pudra aia din nou ceva cremos, așa că o aplic pe sub ochi și merg în sus. Și să mai curățăm micile greșeli pe care le-am făcut. Și de aceea am ajuns la tăviță, pentru că o folosesc aproape zilnic când mă machiez. Plus că luminează un pic zona de sub ochi. Folosesc și pudra de contur. Iau pensula de la Oriflame.
Nu foarte mult contur, foarte puțin. Și fac așa mișcări circulare și urc. Aici am o aluniță, să știți, da? Nu e coș, nu e altceva, nu sunt murdară, este doar o aluniță. Și stau așa într-o parte ca să vedeți că pudra asta este foarte, foarte mișto de contur. Și urc ușor. Spre tâmple. Trec la blush. În ultima perioadă am tot folosit blush-urile astea de la Trend It Up, care îmi plac foarte mult, arată super bine. Am dat pe ele 5 lei pentru că erau reduse, dar în mod normal un blush Trend It Up cred că costă 10-15 lei maxim și chiar sunt super, super mișto. L-am folosit mai mult pe acesta mai deschis, nuanța nu mai știu care este, 0,50, cred că 0,50 și ăsta mai... Închis un pic, e 0,30. Acesta este mai roziu, piersiciu, undeva la mijloc și parcă n-ar merge cu machiajul ochilor, așa că o să-l folosesc pe cel mai deschis, care are un subton mai rece puțin, deși eu am un subton cald, dar în fine, m-am dat cu rece la ochi. Pensula este de la Essence, trec cu ea în blush, scutur excesul și aplic în obrăjori. Bun, ce mai pun pe față? Hai și puțin bronzer, cel de la Nou Cosmetics, îl aplic cu pensula de la Real Techniques, care se numește Duo Fiber Face Brush. Aplic foarte puțin, foarte puțin, pentru că e foarte pigmentat și odată am exagerat cu el și arătam la față nu prea bine, dar am dres-o până la urmă. Mă întorc la paleta de la Wet n Wild, pentru că mai folosesc într-un fel pudra asta. Acum că am terminat cu bronzer, contour, blush, iau din nou puțină pudră de asta deschisă pe burețelul umed, dar merge și pe un puf din acela de pudră și trec cu această pudră fix aici, în zona asta, unde am pe sub contur, cum ar veni, pe sub pudra de contur, tocmai pentru că poate n-am tras acum trebuie, poate am exagerat, poate am mers prea jos cu conturul sau cu blush-ul sau cu bronzerul. Și în felul acesta corectez greșelile făcute. Și o las acolo, arăt ciudat acum. Am văzut prin diverse tutoriale, tehnica asta e o tehnică de baking până la urmă, dar eu o folosesc pentru a corecta aceste greșeli. Las puțin pudra până îmi fac sprâncenele. Și la sprâncene, surpriză, nu am o pomadă, deși în ultima vreme v-am zăpăcit cu pomada, am de la Essence, un creion și gelul. Iau o pensulă, trec repede cu ea prin sprâncene. Se numește Super Last Eyebrow Pomade Pencil, dar nu este pomadă, este un creion un pic mai cerat. L-am lăsat deoparte, îl am în nuanța 03, pentru că... Mi-am luat pomadă și am folosit pomada. Nuanța 03 nu mi se potrivește foarte bine pentru că are un subton mult prea roșiatic. Nu știu, vorbeam cu cineva în comentarii la videoclipul cu Fenty Beauty și de tonuri, subtonuri, chestii de-astea la fond de ten și am zis că eu sunt un subton neutru, dar când vine vorba de fond de ten, dacă nu găsesc neutru, îmi iau cald. Cu toate astea, la sprâncene, un creion cu un subton cald nu mi se potrivește. Trebuie ceva cu un subton rece, ceva cenușiu. Poate sunt cu subton rece și nu-mi dau eu seama, dar eu tind să cred că am un subton neutru spre cald. Cel puțin la fonduri de ten, cam asta este zona unde mă încadrez. Acum iau gelul Make Me Brow. Am luat o pensulă foarte, foarte mică pe care am umezit-o și o să iau fardul ăsta alb din paleta de la Rimmel. Este un fard foarte mișto care arată super bine în colțul intern, că fix acolo o să îl aplic și o să dea bine cu movul ăsta. Îl aplic și pe arcadă, sub sprânceană, dar la fel întind bine și blenduiesc. Se vede cât e de frumos, uitați, aici nu am. Și aici am. Chiar se vede. E ok, zic eu. E ok machiajul. Machiajul ochilor. Continui cu machiajul feței. Trebuie să elimin pudra asta de aici. Am luat tot pensula de la Eco Tools.
Și acesta chiar este un produs pe care nu l-ați văzut deloc pe canalul meu de YouTube. Am făcut acum foarte multă vreme o comandă pe Cosmania, parcă așa se numește site-ul. Acolo găsiți produse de la Golden Rose și mi-am luat niște rujuri lichide și mi-am luat, printre altele, și acest rimel. Se numește Essential Great Curve and Volume Mascara. Să știți că îmi place, arată foarte bine. Nu mai știu cât am dat pe rimelul ăsta. Cam așa are aplicatorul. Este un pic curbat și e aplicator de la din silicon. N-are perii foarte, foarte mari. Dar nu mai știu cât am dat pe el pentru că l-am de ceva vreme și am zis ok, trebuie să-l folosesc pentru că o să expire. Și am început să-l folosesc și evident că îl folosesc în paralel cu un alt rimel. Dar așa fac eu de fiecare dată. De aceea nu mi-am mai cumpărat mascara în ultima vreme. Cam așa ar fi cu rimel. Nu arată rău, dar ar merge și puțin tuș. Nu știu, cred că nu mai aplic tuș, las așa lucrurile. Hai să trec la iluminator. Un iluminator pe care nu l-am mai folosit de mult de tot. S-a și curățat ce scrie pe el, dar e cel de la Catrice, nuanța 010. Este un iluminator cu un subton așa mai rece și merge cu machiajul pe care îl port. Mă uit după pensulă, nu sunt deloc organizată. Iau pensula asta de la Ebelin, care nu prea îmi place, dar în fine. Ia uitați, e mișto iluminatorul ăsta, doar că se cam duce pe parcursul zilei, parcă se curăță de pe față, dispare, se topește cumva. Ruj, hai să vedem ce aplic. Am luat câteva rujuri lângă mine. Un favorit al meu de multă vreme, că îl știți, că l-am tot folosit, de la Essence Matte Matte Matte, nuanța 02. Observați că e utilizat mai mult de jumătate și cred că o să meargă pentru că are un subton mai rece, să zic, dar am luat și Marvelous Mocha, rujul baton mat de la Avon. Ar merge și ăsta? Ia să-l încerc. Un pic așa. Cred că merge. N-a zice că are subton rece, dar cred că merge. Hai că-l folosesc pe ăsta. Vreau să-mi aplic mai întâi să-mi șterg puțin buzele. Vreau să folosesc și un creion. Este un creion de la Rimmel London în nuanța Wild Clover. S-a curățat, dar hai că am văzut. Și creionul ăsta merge foarte bine cu rujul. Acum vin cu rujul. Bun, gata. Cam asta este machiajul. Asta este ceea ce mi-a ieșit. Machiaj de toamnă. Este și nu este de toamnă, depinde ce nuanțe preferați toamna, dar eu zic că merge de toamnă, merge tot timpul anului machiajul ăsta, dar paletele, ele m-au inspirat să fac videoclipul, sunt niște palete care îmi plac foarte mult, nuanțele sunt toamnatice, costă puțin, arată bine la ochi, se blenduiesc frumos, sunt pigmentate și da, ăsta a fost clipul. Vreau să vă provoc pe voi să folosiți, să faceți un machiaj, să folosiți niște produse pe care le aveți în colecție, dar nu le-ați mai folosit de foarte multă vreme. Și dacă puneți pe undeva fotografia, să-mi dați tag, să văd și eu ce ați făcut, să știu ce produse ați folosit. Chiar aș vrea, dacă faceți lucrul ăsta, să-mi dați tag, chiar sunt curioasă. Eu, da, m-am întors la aceste două palete, super, super mișto și cred că cel mai mult în urmă, să zic așa, m-am întors la creionul NYX. Vă aduceți aminte acum vreo câțiva ani ce nebunie era cu creioanele astea? Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar eu îmi amintesc, mai ales cu nuanța Milk, acela alb era peste tot. Bun, am terminat. Am vorbit foarte mult, ca de obicei. Acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, spuneți-mi în comentarii dacă vreți să mai fac astfel de tutoriale. Cam știți așa ce produse am prin colecție, că vi le-am tot arătat, am făcut chiar și colecția mea de make-up. Și dacă vreți să fac un tutorial cu o anumită paletă, spuneți-mi în comentarii. Dacă vedeți în comentarii deja paleta pe care o aveați în gând, lăsați un like. Cu cât are mai multe like-uri în comentariu, cu atât știu că este mai cerută o paletă anume. Nu știu, lăsați-mi sugestii în comentarii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul SheKingQuest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!